long time we can speak about Schengen enlargement. Croatia really has done everything for being in Schengen. Croația a făcut totul pentru a fi în Schengen și suntem siguri că acest mesaj este unul pozitiv pentru cetățenii europeni. Este un mesaj pozitiv și mulțumesc comisarului Parlamentului și tuturor statelor membre care au dat susținerea pe tot timpul. Dar din punctul meu de vedere, de asemenea, România și Bulgaria sunt gata să fie membre ale Schengen și le mulțumesc acestor două țări pentru toată munca lor, pentru tot ce au făcut în ultimul an, în ultimele luni, și sunt convins că timpul lor va veni în curând. Și de asemenea sunt recunoscător președinției suedeze pentru că este gata să continue munca noastră și să discute despre aceste subiecte, despre lărgirea NATO și despre România și Bulgaria, pentru că și ele sunt priorități imense. Wait a minute. So can I also say a few words? Vreau să spun câteva cuvinte. În primul rând, vreau să le spun tuturor cetățenilor din Croația: bine ați venit, felicitări, sunteți bineveniți în zona Schengen. Dar, de asemenea, mă îndrept către cetățenii României și Bulgariei. Voi meritați să fiți membri deplini în Schengen, voi meritați să aveți acces în zona de liberă circulație Schengen, aveți susținerea puternică din aproape toate statele membre și mai ales a ministrului Rakusan și a președinției cehe, susținerea puternică a Comisiei. Vreau să vă spun că sunt dezamăgită și cred că împart această dezamăgire cu cetățenii României și Bulgariei. Desigur, rolul Comisiei este să fie optimistă și să facă pași în continuare. Vom continua să facem acest lucru. Sunt convins că vom ajunge la aderarea României și Bulgariei în acest mandat și va fi prioritatea mea. Tak samozřejmě pro české občany, pro které je Chorvatsko tou nejoblíbenější letní destinací, to samozřejmě znamená velikou úlevu. Znamená to cestování bez pasů, znamená to cestování bez hraničních kontrol. Chorvatsko se stává plným schengenským členem, takže si možná ani nevšimnete, že jste vstoupili právě na území Chorvatska. Je to veliká změna, je to usnadnění letního cestování a pro nás samozřejmě to byla i z tohoto důvodu priorita, ale nejen z tohoto důvodu. Protože Chorvatsko, ale z našeho pohledu i Rumunsko a Bulharsko si prostě zaslouží konzumovat výhody, které šengenský prostor skýtá. Ale určitě pro české občany pozitivní zpráva a výsledek našeho českého předsednictví. Cred că este foarte clar că atunci când suntem uniți în Uniunea Europeană, suntem foarte puternici, putem obține atât de multe lucruri și, desigur, în acest moment, când vine vorba despre aderarea României și Bulgariei, nu suntem uniți și acest lucru ne face slabi. Și, de asemenea, acest lucru ne întristează. Va fi o prioritate pentru mine ca și comisar să mă asigur că ei vor adera cât mai repede la zona Schengen. Și de asemenea vrem să ne definim prioritățile, președinția suedeză își va prezenta prioritățile, iar președinția cehă va fi foarte decisă în aceste priorități în ceea ce privește extinderea Schengen și aderarea României și Bulgariei la spațiul de liberă circulație. Desigur, este în interesul nostru și încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea perfectă. Mulțumesc colegilor din România și Bulgaria. Îmi pare foarte rău că nu avem un rezultat pozitiv astăzi. A fost o prioritate a președinției cehe. Vorgesehen war, warum diese lange Verhandlungen, was wurde genau diskutiert?
Naja, natürlich, es war, es ist auch zu sehen, wir haben nicht einmal zu Mittag gegessen. Also die Diskussion war wirklich sehr, sehr lang. Natürlich versuchten wir auch mit den Ländern, die nicht mit unserem Vorschlag einverstanden waren, versuchten wir mit ihnen die Diskussion zu führen. Und natürlich versuchten wir auch nach einem Kompromiss zu suchen. Aber in unserem Streben hören wir nicht auf. Ja, es bleiben noch einige Tage unseres Vorsitzes und wir wollen diese Diskussion natürlich weiterführen. Deconectarea României și Bulgariei nu a fost posibilă, nu a fost posibilă din punct de vedere legal. A fost o decizie pentru Croația și o decizie pentru Bulgaria și România împreună. Au fost discuții comune privind acest lucru, dar toată lumea a avut dreptul să-și spună opinia la vot. Aș fi surprinsă ca acest lucru să se discute la Consiliu, dar desigur voi susține fiecare pas posibil pentru a primi România și Bulgaria în Schengen, îndeplinesc toate criteriile, așteaptă de multă vreme. Cetățenii Bulgariei și României merită să facă parte complet din Schengen, așadar voi sprijini toți pașii care trebuie făcuți. Am crezut că vom avea o decizie astăzi, dar astăzi am avut parte de o mare dezamăgire, dar vom face noi pași în continuare. În ceea ce privește Bulgaria, am încheiat MCV-ul acum 2 ani, acest lucru s-a încheiat acum 2 ani. Nu mai există acest mecanism MCV pentru Bulgaria, a fost finalizat acum 2 ani, desigur, voi fi în dialog cu toate statele membre care sprijină Bulgaria și România. Cred că trebuie să depășim aceste ultime obstacole. Mulțumim foarte mult!